Asistăm astăzi la un moment istoric pentru tot ceea ce înseamnă transportul public de călători în București, pentru tot ceea ce înseamnă transportul public cu metroul în capitala României. Punerea în funcțiune cu călători a magistralei M5 Drumul Taberei, cu cele 10 stații, un depou, respectiv cei 7 km de linie dublă, toate fiind proiectate și construite de la zero, reprezintă de departe cea mai importantă realizare a companiei Metrorex în toți cei 41 de ani de activitate. Începând de astăzi, bucureștenii, și nu numai, vor beneficia de una dintre cele mai spectaculoase magistrale de metrou, atât din punct de vedere arhitectural, cât și din punct de vedere al tehnologiei de ultimă generație utilizate. Iată că se poate. Se poate să ne onorăm promisiunea pe care am făcut-o aici, pe 22 iunie, când ne-am angajat în fața bucureștenilor că în această toamnă magistrala M5 va fi dată în trafic cu călători. În numele Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor, vă asigur că suntem determinați să demonstrăm că se poate și mai mult. Magistrala M5 își va continua dezvoltarea cu încă 6 stații pe secțiunea Eroilor Universitate Piața Iancului, rețeaua de metrou bucureștean, câștigând astfel încă 5,4 km ca area de acoperire. În prezent, proiectul se află în procedură de licitație a serviciilor de proiectare. În ceea ce privește un alt proiect important pentru Metrorex, mult așteptat, mă refer aici la magistrala M6, legătura rețelei de metrou cu aeroportul Otopeni, cu cele două loturi între stația 1 Mai, respectiv stația Tokyo, între stația Tokyo și aeroportul Otopeni, 12 stații, 14,2 km. Acesta va intra în linie dreaptă anul viitor, când vom semna contractul de proiectare și execuție. Așadar, pentru Guvernul României, dezvoltarea infrastructurii de transport public cu metroul a fost și rămâne o prioritate. Dați-mi voie să le mulțumesc bucureștenilor din această parte a Bucureștiului pentru răbdarea lor, ținând cont de ani de întârziere în raport cu termenul de finalizare asumat prin contractele de execuție. În încheiere, sunt bucuros să-i anunț pe toți cei care și-au propus să folosească magistrala M5 că Metrorex a decis ca astăzi, până la ora 23, accesul pe această magistrală să fie liber, marcând astfel începerea săptămânii mobilității la nivel european.